Să vă spun ce cadou primit de ziua mea? Steamex, man, te pup cu limba. Chiar dacă ești mai bătrânior așa, sper să ai dinți buni. Să nu mă tai în vreun colț cu limba mea ajeră. Hai de capul meu. Hai de capul meu. Stai așa să mă urc aici pe bordură. Ai, ai, ai. Ia. Ai, târăștea aia, băi! Îți târăștea după tine, băi, ho, ho, așa! Bună dimineața, dragi oameni buni, și bună să vă fie inima, boys! Acum e momentul! Da-ți like, băi! Ce ai, mă? Ce are, mă, de face așa, hai? Dacă bună dimineața v-am spus, practic, trebuie să vă spun că astăzi fiind 24 martie 1994, mă născui. Mă născui în dimineața așa, direct pe Oltenește. Mi-a povestat cum a decurs nașterea, mama mi-a plecat la spital și ca să nască și eu s-a îmbătat. Înțelegi? Că știa că vine. Vine trupul meu ăsta, corpul ăsta de bucătărie. Să iau o bală din mine, nu știu dacă să văd de camera. Dar sigur să văd să bătăm soarele din parte. Să dau cu guma asta jos, că dacă nu dau jos, sigur mai sar bale și după aia îmi spuneți că sunt bălos, că sunt ălea, că sunt ălea, că sunt pe dincolo. Astăzi fiind miercuri, joi, ce e astăzi, mă? Luni am muncit, marți n-am muncit, miercuri trebuia să muncesc, dar am fost la spital. O amore, azi joi, bă, joi. De când nu mai muncesc așa, nu mai știu ce zile sunt, mă? Ha? Doamne, mâncați aștălpile. Nu mai știu în ce zile mă aflu, în ce ălea, ai? Asta o fi viață de trăit? Astăzi am la meniu, man 2020. Și întrebarea este, vrei să dormi în tir aici? Vrei să dormi? Vrei să dormiți la o la cabina? Vă întreb. Au fost vremuri, bă, din viața mea. Au fost vremuri din viața mea, mă întreabă dacă ai dormit până acum. Nu. Manual entry. În 21 am ieșit ultima oară. Băgăm de la 21 și 36, băgăm niște ciocă. V-am făcut alea cu trauzi. Vloguri cu intrări manuale v-am făcut grămezi. Așa că să nu mă scuze, să mă scoateți uichi afară și zbăie, nu ne-ai făcut. Animalele, știi și ții numai pentru tine. Nu, nu, nu. Nu, tată, nu, nu. Nu, s-a făcut. S-a făcut. Cine a avut uichi să vadă, a văzut. Cine nu a avut, înseamnă că nu i-a plăcut. Bă, aici intrai la 6.34. Ce credeți, boys? Bă, ai intrări manuale, asta vă întrebai dacă vreți să dormiți în tir. Înțelegeți? Fiind într-o perioadă foarte dificilă în care cam stau pe acasă, print nou, ies configurat. Ready to drive, îmi dă ready to drive, dar ai coroșa un pătrățos. E, pătrățosul ăsta stai un pic să se încarce, să revine tahograful, să... Dar nu-i dai direct, bă, din prima, că o ia razna, o ia, face spumă la gură, camionul face alea, face altă nebunie. Să bani și azi blue, by the way, și mă duc să alimentez azi. N-am fost marți la muncă, miercuri n-am fost, că am fost la doctor. Joi zi, băi, prinde ceva, întreb. Întreb asta miercuri seara, eram la sala seara. Mă întreabă, avem cursă pentru tine, dar este cam lungă și s-ar putea să dormi în cabină. Și mă întreabă, dormi în cabină? Nu. Nu dorm, nu dorm, de ce nu dorm, să vă spun. Au fost vremuri din viața mea, eu sunt om modest. Când am intrat și am rupt, am băgat 3, 6 zile, 20 zile, 50 zile, când mă puteam și la muncă și sâmbătă, dar duminica nu conta nici așa cum am duc, la fel. Dar nu mai am nicio condiție ale mele. Ce înseamnă? Să nu mă pui să dorm în cabină, că nu am îmbătrânit, mă trage curentul pe la șale, îmi place să mă duc la sală din când în când, m-am dus, am băgat picioare. Nu prea am dorit bine de tot din cauza aia, cred că. Știi? Am băgat și picioare. Ei, e bine să te duci la sală când? Pe la mijlocul zilei sau dimineața. De ce e bine? Pentru că faci hiperexcitație, înțelegi? De obicei când fac piept, mă duc pe la ora 12. Are timp trupul să se relaxeze până seara. Dacă n-are timp trupul să se relaxeze până seara, mai ales că am avut un campionat de șah dificil la seară, nu știu când vedeți voi vlogul. Am avut un campionat dificil la seară de șah. După ce am terminat după ce am băgat pe zi, cred că vreo pe puțin 10 jocuri, seara... Ce am făcut? Seara, bă, băiete, am zis că să încep un turneu. Da. Și pe turneu nu te lasă decât pe 10 minute, 3 minute, blitz, știi? Acum am schimbat strategia la jocuri de șah și joc doar pe 10 minute. A redus perioada de la 30 minute când jucam înainte, joc pe 10 minute, știi? Este altă treabă, sub presiune și din cauza timpului. Era 30 de minute, închipuiți că lasă că mutam eu, știi? Lasă că mutam eu, așa era. Dar, pe când, la 10 minute, dată mut că rămâi fără timp. Și mi-o cam iau rău de tot, bă. Și am intrat în primul campionat aseară, bă, băiete, bă. Și mi-a dat-o unul cu 1050 de puncte. Mi-a dat-o grav de tot. Mi-a dat-o grav de tot. Mi-o iau. Mi-o iau pentru că nu sunt obișnuit la 10 minute. Înțelegeți? Așa că acum de să mă antrenez și antrenați-vă și voi dacă jucați cu mine pe live, să jucăm pe 10 minute, că se schimbă treburile. Bă, ăsta se încărcă, am dus. Da-ți like, bă! Ce ai, mă? Ce are, mă, de face așa, hai?
Dacă bună dimineața v-am spus, practic trebuie să vă spun că astăzi fiind 24 martie 1994, mă născui. Mă născui în dimineața așa direct pe Oltenește. Mi-a povestat cum a decurs nașterea. Mama mi-a plecat la spital și ca să nască și eu s-a îmbătat. Înțelegi? Că știa că vine. Vine trupul meu ăsta, corpul ăsta de bucătărie. Să iau o bală din mine, nu știu dacă să văd de camera. Dar sigur să văd să bătăm soarele din parte. Să dau cu guma asta jos, că dacă nu dau jos, sigur mai sar bale și după aia îmi spuneți că sunt bălos, că sunt ălea, că sunt ălea, că sunt pe dincolo. Astăzi fiind miercuri, joi, ce e astăzi, mă? Luni am muncit, marți n-am muncit, miercuri trebuia să muncesc, dar am fost la spital, cu amore. Azi joi, mă, joi. De când nu mai muncesc așa, nu mai știu ce zile sunt, mă? Ha? Doamne, mâncați aștălpile. Nu mai știu în ce zile mă aflu, în ce ălea ai. Asta o fi viață de trăit? Astăzi am la meniu, man 2020. Și întrebarea este, vrei să dormi în tir aici? Vrei să dormi? Vrei să dormiți la o la cabina? Vă întreb. Au fost vremuri, bă, din viața mea. Au fost vremuri din viața mea, mă întreabă dacă ai dormit până acum. Nu. Manual entry. În 21 am ieșit ultima oară. Băgăm de la 21 și 36, băgăm niște ciocă. V-am făcut alea cu trauzi. Vloguri cu intrări manuale v-am făcut grămezi. Așa că să nu mă scuze, să mă scoateți uichi afară și zbăie, nu ne-ai făcut. Animalele, știi și ții numai pentru tine. Nu, nu, nu. Nu, tată, nu, nu. Nu, s-a făcut. S-a făcut. Cine a avut uichi să vadă, a văzut. Cine nu a avut, înseamnă că nu i-a plăcut. Bă, aici intrai la 6.34. Ce credeți, boys? Bă, ai intrări manuale, asta vă întrebai dacă vreți să dormiți în tir. Înțelegeți? Fiind într-o perioadă foarte dificilă în care cam stau pe acasă, print nou, ies configurat. Ready to drive, îmi dă ready to drive, dar ai coroșa un pătrățos. E, pătrățosul ăsta stai un pic să se încarce, să revine tahograful, să... Dar nu-i dai direct, bă, din prima, că o ia razna, o ia, face spumă la gură, camionul face alea, face altă nebunie. Zăbani și azi blue, by the way, și mă duc să alimentez azi. N-am fost marți la muncă, miercuri n-am fost, că am fost la doctor. Joi, zi, băi, prinde ceva, întreb. Întreb asta miercuri seara, eram la sala seara. Mă întreabă, avem cursă pentru tine, dar este cam lungă și s-ar putea să dormi în cabină. Și mă întreabă, dormi în cabină? Nu. Nu dorm, nu dorm, de ce nu dorm, să vă spun. Au fost vremuri din viața mea, eu sunt om modest. Când am intrat și am rupt, am băgat 3, 6 zile, 20 zile, 50 de zile, când mă puteam și la muncă și sâmbătă, dar duminica nu conta nici așa cum am duc, la fel. Dar nu mai am nicio condiție ale mele. Ce înseamnă? Să nu mă pui să dorm în cabină, că nu am îmbătrânit, mă trage curentul pe la șale, îmi place să mă duc la sală din când în când, m-am dus, am băgat picioare. Nu prea am dorit bine de tot din cauza aia, cred că, știi? Am băgat și picioare, ei, e bine să te duci la sală când? Pe la mijlocul zilei sau dimineața. De ce e bine? Pentru că faci hiperexcitație, înțelegi? De obicei când fac piept, mă duc pe la ora 12, are timp trupul să se relaxeze până seara. Dacă n-are timp trupul să se relaxeze până seara, mai ales că am avut un campionat de șah dificil la seară, nu știu când vedeți voi vlogul. Am avut un campionat dificil la seară de șah. După ce am terminat după ce am băgat pe zi, cred că vreo pe puțin 10 jocuri, seara, ce am făcut? Seara, bă, băiete, am zis că să încep un turneu. Da. Și pe turneu nu te lasă decât pe 10 minute, 3 minute, blitz, știi? Acum am schimbat strategia la jocuri de șah și joc doar pe 10 minute. A redus perioada de la 30 minute când jucam înainte, joc pe 10 minute, știi? Este altă treabă, sub presiune și din cauza timpului. Era 30 de minute, închipuiți că lasă că mutam eu, știi? Lasă că mutam eu, așa era. Dar, pe când, la 10 minute, dată mut că rămâi fără timp. Și mi-o cam iau rău de tot, bă. Și am intrat în primul campionat aseară, bă, uite, bă. Și mi-a dat-o unul cu 1050 de puncte. Mi-a dat-o grav de tot. Mi-a dat-o grav de tot. Mi-o iau. Mi-o iau pentru că nu sunt obișnuit la 10 minute. Înțelegeți? Așa că acum de să mă antrenez și antrenați-vă și voi dacă jucați cu mine pe live, să jucăm pe 10 minute, ca să schimbă treburile. Bă, ăsta s-a încărcat în 21 de minute de ciocănele, tot ce... S-a pornit, bă, s-a pornit din credit. Mă duc în față pentru că de ce? Remorca mea nu este gata. Trebuie să mergem în Scoția, by the way. Două descărcări, nu știu dacă îmi dau și încărcare pe remorc, pe ce mă duc să fac, uite, știu, camere atrate, nu. Au ajuns rău camerele așa, zlovite, unde-s legate cu șoricei. Știi? Și nu mai dorm, nu mai dorm în cabine, nu mai dorm. Nu mai dorm, tot respectul pentru care încă mai rezistă. E mai relax, dacă e să vă spun. Să dormi în cabină, să mă duci acasă, e mai relax. Că închipuiesc tu dacă bag 15 ore și mă duci acasă. Dar nu bag 15 ore, cred că nu mai bag atâta 15 ore, mă. Abia mă cheamă careva la muncă să-și facă milă de trupul ăsta al meu dezordonat, de corpul ăsta de bucătărie, să spună, băi, hai mă, mai bagă, știu, câte o cursă din când în când. Să mai faci și tu un bănuc dacă este, știi? Mă, o să iau pancarta
Să mergem să vedem niște adulți pe cei din curtea școlii. Da, cred că ăștia au pe bază de pancardă, de la birou, cer pancarda. Ce vorbești, dă? Cer pancarda, spui please, 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 no, no. Te duci acolo milou, te rogi prin genunchi, nu-ți dau pancarda să alimentezi cu adulți brute, să bagi cu bani la tine. Hai de capul meu. Prin ce treci, bă? Ha. Prin ce dată trece viața asta? Bă, gata, mă, luai de shit. Acesta este dășit. N-am mai făcut și un sistem aceea, o să nu stăm să umblăm prin curte, să consumăm la motorină, bă. Era bun un sistem pe bază de cheie, puneai acolo magnetic. Bă, câtă volan are, bă, băiete, bă! Mamă! Mamă, câtă volan are, bă! Japonia! Anul coctului să mă bată, mă. Bă! AdBlue, încă remorca mea cred că nu este gata, două descărcări pe Scoția, dau. Fii atent cum mă încearcă viața, mă. Mă încearcă în viața să-mi bage un deget în curs, să mă pun să dorm în tir, iar. Nu mai dorm, mă, ca un bătrân, mă. Nu mai pot, mă trage curentul pe la șale, mi-aduc aminte de zile din viața mea. Mă trăgea, te trage curentul, bă, băiete, bă. Te trage curentul, aici am plăsuța asta, că m-ați întrebat ce-i în plăsuța aia, măi, nebune, tu cu plasa la muncă te duci, hai. Vă râdeți voi de mine, dar cu plăsuța asta am și ce vreau și ce nu vreau. Ce nu vreau? Dar ce vreau? Bă, n-am mai am plăsuța aceea cu mânușile. Nu spune că amore mi-a făcut vreo șusă de n-am mânuș acum. Să mă bată mama, dacă nu. Că ce fac cu ea este circ și panoramă. Ba, uite, o coleau, mă, mânușile, mă. Aceea am, bă, de toate, bă. Am un rucsac, am, zi. În rucsac am camerele și cu suport și cu ălea. De om normal nu sunt, bă, vă spun. Bă, stai așa un pic, că îmi trebuie the shit. Nu the shit. The shit, îi se spune. Uite, bă, ce ala au ajuns. Legate cu șorii, ce-i camioane ăștia, bă? A, he. Ce să facem? Ăștia când ne le dau noi, bă. Dar noi nu suntem în stare de ele, o să avem grijă de ele și de trupurile lor. Și din 2020, bă, le ciopârtim pe la fiecare colț. Le lovim și după aia zicem sorry. Și ne iartă ăștia că ce să facă cu noi. Și cu trupurile și corpul de bucătărie. Cum să faci aici? Să dă restart în primul rând. După care să bagă cheia. Cheia când o bagă așa. Uuu, mă, ce ai avea? Ai băgat cheia așa? Stată rache flaușache. După ce ai băgat cheia, scoți ciumbuș locul. A pornit. Aici desfaci și ai băgat. Ce lipsa era să fie ăla, să fie aici încuiat. Dacă și la AdBlue în cui, bă, băiete, 4 litri au intrat, incredibil. 6 litri, bine. Pa! Tap-tap, îngeraș, tap-tap. Ce intră, bă? Vreau să vă spun că îmi place, o să lumină de vreme, bă. Să lumină de acum cu ouă, dezaccept startul pe la vreo 5, așa. Că e bine, la vreo 5 jumate am văzut că e gata, e lumină. Afară, știi? 14 litri 02. Să scrie pe foaia aia, bă, să nu cumva să fure careva AdBlue, să ia acasă. Ha? Voi vă dați seama, dacă fură careva AdBlue și le ia acasă. 14.02. Stimă! Cum te duci așa, bă, fără să pup mâna regelui? O fi băgat toată noaptea. Mă, și bagă lumea seama. Trebuie să te dai jos să pui mâna, băi, ca un singur rege aveți. Trebuie să dai jos să vii să pui mâna, pui mâna aici, băi. Unde plecași așa, dă-te jos și pui pe mâna. Bă, pic să am pe aici, mă. E bine că am un corn. Mă, nu mai târziu și eu, bă, că îmi cere trupul ăsta dezordonat. Ia uite ce pix cu flocicei. Dată în 24 fiind astăzi 03 22. Numele meu AdIan. Așa, time. La cât băgă? Ia uite o televizor în el, a? La 07.00. Jumătate de oră stui pe ce până acum, a? Sătui, bă. Ce cheie am aici, mă? Ce camionul ăsta? Camionul este WHV. WHV. Litri cât băgai, bă? 21 sau 24? 21, lasă așa. Te zici că mă sună ăștia și spun, bă, tu ai furat AdBlue, păi de colo, ce s-a întâmplat, colo, ce s-a întâmplat? Ha! Aaa, deci din cauza aia n-am eu de muncă, a?
Ăștia lucrează foarte mult cu transportatorul una la mână, adică oameni care vin și leagă remorcile lor și le plimbă ei. Înțelegeți? Una la mână. Doi. Lumea mai doarme și prin cabine, bă. Hai, bă, din cauza nu vedeți cât de muncă. Pe frigul ăsta, și cum mă refer la frig, mă refer la faptul că lipsa joburilor, lumea mai face sacrificiu. Ial! Stai acolo, bă! Stai acolo, bă, nebunule! Bă, na, ia și asta dacă tot eu să fie aceea. Trebuie să dau lui ăsta și pancarda mea. Că uitai. Bă, o ieși pe asta. Asta se trebuie. So, don't tell me, you need this, yeah? Asta o luăm și plecăm. Bă, băi, bă, sunet. Eu mă scăpai, e ca și cum ai dat mortul. N-a avut chemie de vorbă cu mine. Ce se întâmplă când dimineața asta numai pe reful? Mă cam refuză, bă. Nu toată lumea are chef de vorbă dimineața. Eu sunt, voi fi singurul om bine mai dispus așa. Aaaa, scuză-mă. Scuză-mă, man. Așa, da? Eu voi fi singurul om bine dispus astăzi, nu fi în joi, bă, lumea așteaptă weekend-ul. Deci mergem în Scoția, dragi oameni buni, o să avem două descărcări și probabil o încărcare. Descărcarea asta sunt noi pentru mine, din ceea ce văd că post codul nu mi-l-o GPS-ul, deci n-am fost în locațiile astea, prima cel puțin și într-a doua. Dar rămâne să vedem astăzi, în principiu, în vlogul ăsta, cred că va arăta la două descărcări. Probabil ori mă întorc gol de acolo, dar nu cred că mă întorc. Că mă trimite ei pe undeva să încarc. Dacă mă trimite, dacă nu mă trimite, mă cheamă gol de acolo încoa. Uite, vezi ăștia, foarte mult lucrează cu ăștia, mă. Foarte mult lucrează, 3D-ul ăsta. 3D-ul ăsta le plimbă remorci de le-ndoaie. Știi? Ăsta este viitorul, bă, n-avem ce să facem. Oricând ne-am ferit noi, ăsta este viitorul, adică firmele mari o să angajeze trăgători din ce în ce mai mult. Adică oameni care le fac joburile. Știi? Și ei ori să aibă doar remorca în grijă. Remorca, bineînțeles, cu service. Ce aglomerație aici, bă. Remorca, bineînțeles, cu service de acumulare. Bă, mă, nu mă impusă ceai în dimineața asta? Nu mă impusă, uită. Cred că uite să-mi pună ceai, bă, da. Mergea un ceai acum încolo, așa. Deci, așa o să despartă business-ul până la urmă. Înțelegi? Adică capul tractor să rămână cu... capul tractor cu firma și unii cu problemele lor și alții cu problemele lor. Și firmele mari ori să vină să fie mai fericiți ca să-ți dea ție remorca, chiar dacă îți dă mai mult din ce cauză faptul că... din cauza faptului că n-are nicio grijă de camioane, știi? Că e să-și cumpere camioane, să le îngrijească și cum lucrează ăștia cu Manu, Manu îi rupe. Manu îi rupe pe preț. Îi rupe pe preț. Mă, altă treabă, să lovește camionul, să lovește alte probleme, alte nacote, alte nebunii. Înțelegeți voi? Ai. Asta, cam asta se întâmplă în cele ce urmește, practic. Nu-și bani nici capul cu șofer, nu-și bani nici capul cu nimic. Înțelegeți voi, fac contract cu firmă, bă. Așa e. Uite-te, bă, și tu, bă, băiete, bă. Uite și tu, bă, fac pana prostului să mă bată, bă. Uitați-vă și voi că nu-i de râs de plâns, să fac pana prostului, bă. Uitați-vă că nu mai am motorină. Mă sunară ăștia, ca să vă spun și cum fu faza. Deci mă sunară ăștia când plecai din firmă, nu conduzeai o oră, că mă sunară să-mi spună că să nu alimentezi foarte mult, nu știu de ce. Că nu înțeles să zice, că virgulă, camionul te ducă nu știu unde. L-o vinde, l-o duce în altă parte, în fine. Băi, zice, ok, alimentez numai cât să ajung înapoi, zice, da. Da, bun. Încercai două șeluri, mă. Și am card de UK Fuels. Să țineți minte că UK Fuels-ul nu prea merge în șeluri. În BB tot timpul merge. Dar nu merge în șeluri. Acum problema este că virgulă, eu urcând pe M74 ăsta către Scoția, doar UK Fuel s-a văzut pe drum. Cum facem acum? Cum facem? Găsesc, mă, oare ceva pe aici așa? Mă, să nu fac pana prostuțului. Bă, ce bine băieții ăștia care lucrează la gunoaie. Găsesc tot felul de
de la mașinuță până la fel și fel de prostivă, că se spune că gunoiul unul e bogăția altuia. Ta, e capul meu. Deci pe aici trebuie să ies. Stimex. Pe aici trebuie să ies în stânga. Ușor, mă. Bate vântul, bă, și mă împinge, bă. Bate vântul și mă împinge, dragi oameni buni. Vreau să vă spun că două descărcări o să urmărim să facem pe Scoția asta. Mă, sper să găsesc un Peco în drumul meu către descărcările astea. Altfel, nu știu cum fac cu motorina, pentru că nu pot să intru eu pe oriunde cu camionul ăsta. Nu e ca și cu mașina mică, cauți un șeu, un benzinărie, pac, deci cu cardul, ca merge orice fel de card, nu? Dacă am numai UK Fuels, ce fac? Stau așa, îmi suc degetul de la picior. Hei, să-l suși, să-l suși, hai. Stau și sper că mergând încolo o să dau de un BP. Că totuși încă să ne gândim că încă nu e chiar pana prostului, că nu dă de un bord. Nu dă de un bord indicat, de când îți dăm bord mai cam 100 de litri de mod, cam 100 de kilometri făcut. Și nu sunt încărcat greu, având în vedere că sunt încărcat cu carton. Bine, am mai pățit eu greu. Ohohoho. Pe zona aia, pe Telford în jos, să vezi, aveam remorcă din aia de mare, de walking floor. Bă, băiete, bă, și acolo e mai greu cu pecurile. Ce-am pățit odată, bă, băiete. Închipuiesc că când dădeam bor la Volvo de mă rupea. Deci conduzeam nu știu cât cu eroare, bă. Deci eram gata, gata. Bă, un stres pe mine că fac pana prostului, un stres pe mine. Ce se întâmplă aici, bă? Intră pe vreun pe pana de urgență? Da? Ha? Bă, un stres pe mine, bă, băiete, bă. Ce se aude? Mă sună careva? Hă? Intrare Mânclescu. Trebuie să mă dau pe două benzi în față mergând. Mă, pe aici nu e om vreun peco care să mă ungă la suflet cu 200 litri de motorină. 200 de motorină litri mai vreau? Nu vreau să fac pana prostului. Plângi. Plângi, plângețai în pumn să-ți plângi. Că nu putut să te oprești de 200. Mai de jos, mai dincolo, nu te oprești, hai. Plângi acum. 30, limita, bagă din coa. Ușor să nu fie camere pe aici, bă. Lasă la 30, bă. Ce limite au și ăștia ei, bă, băiete, bă. Bă, stai că eu trebuie să ies în partea aia, în stânga. Pe Leaf Highway. Nu băgai și eu mapa, bă, că pe mapă, pe mapă ți arată mai bine traseul. Sper să-l fi nimerit să mă bată mama cu blana. Dă mama cu blana în mine că n-am ascultat de tine. 2 km, bă. Mă, pe aici nimic, niciun peco, nimic. Dacă știți vreun peco, dragi oameni, bun, spuneți să apeleze la mine. Pentru că sunt dornic. Trebuie să minte să mergem pe A8-ul ăsta. Da? Ne uităm după indicatoare că aici e GPS-ul. GPS-ul meu are hărți din 2012 și s-au schimbat chestii de atunci. Și dacă nu te uiți după indicatoare, s-ar putea să intri pe drum greșit, că ți arată și ți arată pe aceea. Fiind foarte încurcat de drumurile pe aici prin Scoția asta, ne rugăm la Dumnezeu să tăm de un BP care să fie cu gardă sus. Adică, practic, să am loc cu acest gabarit care are undeva la 15-6. Bă, cred că 15-3 aveam eu prin Telford din partea. Ce am pățit, bă? Închipuiesc că dădeai să cauți pecourile pe telefon sau pe GPS. Te ducea acolo și nu puteai să intri. De mi-a venit la un moment dat, dar n-aveam unde să las remorca. Nici unde să las remorca n-am avut, bă. Voi vă dați seama? Să n-ai unde să lași remorca. Am vrut să las remorca în stradă undeva. Zic, bă, las remorca cumva, că dacă nu, m-am joevit, m-am zăpăcit de viață. Bă, aici să mă duc în stânga, hai. Da. Pentru că, uite, vezi, nu vede pe aceea, nu știe el. Nu știe el pe aceea, așa, te întordochează, nu știe. Deci să ai puțină experiență în ceea ce reprezintă condusul să reușești să mergi cu GPS-ul din astea care am eu. Și că altfel este greu, îți vine greu, îți vine greu, da, ce ai. Bă, dacă nu la prima descărcare, dacă nu găsesc aici un peco, asta cu Iveco o să duce, ce ai? Să duce pentru că știe drum. Pe roșu ai trecut! Ai trecut pe roșu, e, animalule!
Ce frână băgă asta, bă? E femeie sau bărbat? Îmi zbură și mie ceva pe aici prin pat. Ochelarii. Dar băgă asta o frână, bă? Ha? Nu-mi faceți, bă, frâne așa, bă. Trebuie să-ți cumperi mașină din Anglia. Bă, și au așa niște prețuri la dubele astea pe cei din Anglia? Hai de cap, îmi doare mintea. Și jerpelii de la interior, că trag pe ele ca pe bas. Jerpelii de la interior. Bă, tragi mă frate, mă, astea, Holga, așa este regulamentare. Te duce în tot drept, tot drept, tot drept, tot drept, bă, pe aici nu-i rumpe cu mă, ia să văd. Nu e, nu e, nu e. Și acum te bagă pe un beu pe aici. Bă, beurile n-ai ce căta. Pe beuri n-ai ce căta cu tirul, bă. Sper să mă duc bine, mă. Să mă bată mama cu blana. Dă mama cu blana în mine că n-am ascultat de tine. Trebuia să mă fi oprit undeva, bă, să căutat eu firma, bă. E târziu acum. Ia. Ai, târăște aia, bă. Îți târăștea după tine, bă, ho, ho, așa. Japonia. Îți târăște ceva după tine, bă, băiete, n-aude, bă. Cum mă să n-aude, îi târăștea aia, bă. Doamne, mâncața, aștept, că îi dă frână, bă. Dar tu îți dai seama că merge cu aia, îi târăște după ea? Îi târăște o bucată de tablă, bă. Hai de capul, bă. Nu, mă, ăștia n-au treabă cu viața lor, bă. Ăștia n-au treabă, ăștia n-au. Ăștia târăște tablă, târăște, târăște, că s-ar. Târăți că s-ar, a spus. Târăți că s-ar. Te târăște? Ha, lasă, târăți. Ce să faci, bă, aia? Aia e lumea în care trăim și în care ne zbatem. Ăsta de cât e, mă, pe cu ăsta? Ia, mă, de 4 metri? Păi și eu cât am, mă, că eu nu am un metri, bă, trebuie să-mi dai în fit. Că nici nu știu, că n-am loc cu asta, n-am loc. 16, 15, 6 e mai mare de 4 metri. Sigur. Sigur, sigur e mai mare de 4 metri. Of, 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 of. Uite-o și tu, bă. Te trezești că faci o pana prostului pe cea. Nu, bă, nu vezi de treabă de 5 euro. Nu, nu accept așa ceva. Nu accept așa ceva. Aici facem stânga pe partea asta. Între care vezi să fie firma. Firma cum se numește? Pune semnalizare să mergem noi în stânga aici. Pentru că pe următoarea facem stânga, da? Firma se numește 2 cu 5 și restul paie, nu? Caps Cases LTD. Caps Cases LTD. Da, hai că s-a făcut verde. Hai ne capul meu. Cu verde, bă. Aici. Bă, o intrat bine pe aici, mă? Doamne, mâncața ștărpile. Tai, tai. Frumoasă și Scoția asta, bă. Mor. Aici. Bă, te duci la, mă duc la casa omului, mă, mare. Stai, bă, să mă pun cu alea așa o țâră pe avarii. Că ai voie. În regim de urgență ai voie să vii pe avarii unde vrei tu. Tragi frâna de mână, scoți din viteză și că e legal să faci chestiile astea când ești în situația asta. C A R P S K S S B Carps. Ia, mă, să vedem. Se numește în felul următor. Caps Cases Caps C A P S C A S S. Aici, ia. Nu, că nu, dă-mă pe mașină. Nu, sunt cu BMW-ul. Merge spre sud-vest pe Barahni Road, pe 7508 către Gerowil Drive. Acum trebuie să-i aștept pe ei, bă, să intre, vezi? Ta, de cap! O, Maică Sfântă! O, la 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 la! Pardon, bă, râgă-i la apa asta, rău-i tot.
peste 800 de picioare, virați la dreapta pe Nursiris Road. 800 de picioare, hai? Măi, normal pe unde intru pe aici, pe aici intră camioanele, să înțeleg. Hă? S-o intră, hai? Aici facem dreapta, hai? Doamne, virați la dreapta pe Nursiris Road, apoi destinația dumneavoastră va fi pe partea dreaptă. Hai, bă, Nursiris Road. Na, pe aici. Na. Pune o semnalizare. A, asta facem, mă, așa. Ăsta face o tabletă, asta face așa, târ, 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 de ce face așa? Ca la Carps, la ăștia de ăsta. Descarc eu, hai de cap, mă. Unde ajung, mă? Cum ajung încolo? Hai, du-te în față. Du-te în față, că ne lovim, că n-am mai am unde să mă duc. O lovi ceva? Nu, nu, nu. Ce-ai de capul meu? Nu știu unde aici. Destinația este pe partea dreaptă. Nu știu unde aș putea aici. Mă dau mai așa și mă o să intre pe ăștia. Că au și acolo, au și aici. Au și în partea asta. Hai, mă, dau jos să vedem. Bă, dai de câte unul din ăsta pe la descărcat. Ești 2 ore întârziere. Bă, ce ai? You're right, Paul? So, they told me I'm two hours late. But they're gonna start now to unloading me. And that's your first drop, is it? Yeah. Right, okay. Alright, no worries, mate. I was just, we might have had a collection, but I don't know whether you'd be up to do it. I'm gonna let you know when I'm finished, Paul. Yeah, no problem, mate. Alright, no worries. Thank you, cheers. Cheers, mate. Ta, bye. Ta-da. Mă, ăștia care, zi, ăștia care spun din start că ești întârziere atâta, că ești întârziere atâta, că ești întârziere atâta. Te zic, băi, fraca, mai bine că totodată trece, știi? Oamenii trec, nu stau după tine, că dai tu cu spate, interesează, băi? Ei ce au impresia? Că, băi, eu plec de Preston, ce, mă culc pe drum 2 ore și după aia ajung acolo și când, a, întârziere, a, ce e, vine șoferul? Bă, ce aveți, mă, sunteți nebun la cur? Sunteți de bun la cur, hai! Sunteți cam nebun la cur, cum ar veni? Păi, noi facem ce vrem? Ce, din cauza mea întârzi, dacă întârzi. Sau din cauza altor factori care mă influențează, cum ar fi nu fugata marfa? Ei, hey, voi să înțelegeți și voi logică, că eu nu înțeleg. Dar poate faceți voi lumină în acest caz, numit descărcarea asta. Ajunse aici o tânără doamnă de pe Givin Curte, îmi spune că sunt 2 ore întârziere. Deci v-am spus mai înainte chestia, da? Bun. Acum mă dau jos și vorbesc cu metru și zice, bun, și îi spun, bă, așteptai și o oră jumate azi dimineață ca să fie gata marf. A, da, că trebuiau să deam e-mail înainte și să anunțe că întârzie marf. 2 ore, știi? Eh, și nu dă dură, ei, zice el. Ok, nu dă dură, nu dă dură, zic eu. Dar după aia întreb, da, voi chiar așteptați marfa asta? Adică era urgent? Nu. Păi și atunci, care mă e sensul? Adică, de ce sunteți voi supărat? Adică, bă, de ce îmi reproșe mie femeia aia că îți întârziai 2 ore? Ha? De ce? Numai să te afli întreabă, vreau să văd înseamnă cum ești, nu știu cum, mă. Mor. 17 km până la 2 descărcare. Vedem cum mă întorc aici. Îl bag pe strada aia încolo. Cu spatele ca să fie bine să mă pot întoarce. Sper să găsesc un peco pe drum până ajung la Bavarele prin săi. Am și acustică, văd peco pe spate. O să bage vreunul pe ci pe sub mine și să zică, bă, pă, tu nu mă vezi? Hai că și văd eu mult așa. Hai că și da, ce ai? Mă vezi cu spatele pe stradă. Mă, ce tare, ce-mi place la place sistemul ăsta, că la fiecare colț de stradă găsești de mâncare și dacă lucrezi la o fabrică, ai ocazia să mănânci numai cald, în cazul în care vrei să economisești, o de acasă vii cu mâncarea.
Înțelegi? Și să mănânci ce-ți place ție, că probabil asta nu e mâncare comestibilă pentru fiecare om, cum ar veni, știi? Dar aia e. Unii chiar caută, bă, să vorbească cu tine și nu știu cum să bage în seamă. Ești întâlnit. Ești zero ăsta. Bă, unii oameni ce cred? Că noi plecăm din Preston și ne culcăm 2 ore pe drum fără să fim trași la răspundere? Adică n-ai cum, mă, n-ai cum. Ești plătit la oră, n-ai cum să te culci tu 2 ore fără să... să te culci undeva 2 ore. Înțelegi? Și să te gândești că, bă, gata, iei banii pe alea 2 ore, că făcând ce? Na. E lume și lume, bă, lume în țară, bă, dragi oameni buni. Sper să găsesc o benzinărie mai încolo, așa. Unde să bag niște motorine, măcar 200 litri, litrache. Mă spuneară și o întrebare. Vezi, zona asta e restricționată, bă. Asta îmi spune mie microlicerul ăsta. A, da, mă, da. A, bă, uite cum stă lumea pe acolo cu scaunele, bă. A, frumos, frumos, bă, frumos. Bă, cred că se trăiește mai liniștit în Scoția, dacă mă întrebați pe mine. Uite, vezi, ai spațiu ca lumea, ai pe lângă case, ai pe lângă, știi? Am văzut foarte mulți oameni că apreciază mai de grabă Scoția. E mai liniștită pe aceea, așa, mai ales în Londra, așa, ia pastile, ia pastile, nu te zlăbit, ia pastile din ăla de liniștit, ia calm din ăla, că nu se mai calmează, sunt stresați. Din cauza că te într-o agitație foarte mare, te stresezi. Oare eu mai chiar mă duc printre casele oamenilor până acolo? Întreb. Întreb dacă parul, întreb. Deci întreb. Întreb, acum nu vă alarmați. A, bă, cred că aici intră pe autostradă undeva. Hai că o dat Dumnezeu să găsesc un VIP. Hai că intrai pe roșu cu totul. Să mă bată mama dacă nu intrai pe roșu cu totul. Doamne, Doamne. În Cou fi, mă, vreo benzinărie, mă? Nu mă pricep la căutările benzinării pe GPS de nicio culoare, bă, și mi-e frică că îmi dă zi. Ar fi o opțiune să cauți benzinărie pe traseu. Știi? Hai că intrăm pe om8-ul ăsta, pe om8-ul ăsta o fi ceva. Că văd că se merg vreo 15 km până la descărcarea următoare. O fi ceva pe aceea, uite de un peco, bă. Uite de vreun BP. Păi da. Da, da. Da, 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 da. Mă, sper că vă cuie bine aici. Din ce știu, aici mă bagă GPS-ul greșit și mă urcă pe sus. Că parcă am făcut locația asta. Da, mă, dar mă urcă pe sus și mă pune el să fac practic dreapta de undeva după pod. Știi? Și nu se poate face dreapta după pod. Înțelegeți? Și normal trebuie să treci pe sub, pe lângă pod, ca să poți să faci dreapta pe sub pod. E, GPS-ul duce pe deasupra de pod și te ține pe deasupra de pod. Făcui bine, mă? Oare să putea coborâ mai încolo, încătre stânga, și să ieși aici, jos unde spune el? Oricum e bine. Oricum e bine. E întortocheată și Scoția asta, GPS-ul meu este... Este doborul de tehnologie, incredibil, cred că la locația asta am fost. Am fost, din ce mi-aduc aminte, am fost. Treci pe undeva pe lângă casele oamenilor, urci un munte, așa, un mal și acolo, în malul ăla descarci. Intri cu spatele, dar la trecut a fost coadă, mi se pare. Hai că se poate să fie așa. Poate să fie, bă, nu am motorină, bă. Nu am motorină, bă, băiete, bă. Nu am motorină, bă. Aș 3 ore și 55 conduse. Păi și 2 descărcări, bă. Da. Da, unde mă duce în halul ăsta, bă? Ce trage munca la mine, bă? Incredibil, dar adevărat. Haide-reți! Are, bă, picolo, există porțiunea să cobori pe autostradă, să cobori aici? Ăla cu camionul roșu, unde se duce? Există drum să cobor de acolo încoace, încoasă, numai cobor pe unde coboru eu? Eu de frică înseamnă că mă întărât ai pe aici. Hai. Nu e, bă, că nu mă ieși din colo în jos. Nu e că bine că fusei șmecher, că dacă nu gemeam de prost. Chiar dacă e pe pare asta pe jos aici, nu mă ieși, nu mai ieși din coa. Să faci încolo. E, mă duce capul, bă, memorie vizuală, bă. Am memorie vizuală multă, bă, băiete, bă.
Da. Cărțile mele la care, care le-am citit eu. Bineînțeles că nu am fost prezent la citire, că nu-mi place să citesc, trebuie să recunosc. Bă, nu intrai bine pe aici, bă, băiete. Nu intrai bine pe aici, bă. Nu intrai bine pe aici, bă. Mor. E drum închis, bicolo. Pai de capul meu. Nu e drum închis, bă, nu e, nu e. Te duci pe sub pod așa. E bine, e bine pe unde o l-ai. Dar puteai să cobori pe serpentine astea ce încolo. Puteai, eu? Puteai, cred că cine știe, o luai și pe aici cum o luai. În fiecare trecută mi-aduc aminte că aici m-am încurcat GPS-ul rău de tot. Că m-a dus încolo până la capă și m-am întors și de pe partea aia am intrat în coa. Eu cred că totuși făcui bine, în fine. Nu pot să le știu nicio pe toate, mă, că n-am mai fost pe aceea. Ajung în Scoția, când vine, când ajung în Scoția, vine să iau titanul petrolul, adică unde jos să-l bag în gură și să-l morfăi. Că ajung rar. Asta vreau să zic. Am văzut că comentați foarte mult. Bine, nu foarte mult. O persoană mi-a scris să merg mai ușor pe auri. Pentru că pe single lane e 40 limita și pe double nu știu cât. Eh, tot timpul. Hai, bă, o dată. 9 lei pe oră pentru 30 de minute, 15 lei pe oră. Aaa, pop, 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 pop. Nu prinsă nici aici verde. Uite ce frumos au ăștia aici, o. Da, da, da. Ia ce frumos au ăștia pe aici, o. Și podurile astea, o, sunt legendare, o. Uitați-vă cât am pot suspenda peste Glasgow ăsta. Dacă nici în Glasgow nu o fi pot suspendat, unde să mai facă? Asta întreb. Și acum te duci încolo și după aia te lași în dreapta. Treci pe sub poduri. Da, mă, da, da. Hai că. Hai că e bine unde sunt. Bă, și pe aici fii atent că e pistă pentru bicicliști, bă. Tu îți dai seama că dacă e în halul ăsta, tu practic mergi cu bicicleta pe aceea de rupi? Nu merg ăștia cu mașinile? Ha? Și așa încurajează și lumea să facă sport, așa să reduce și poluarea? Ha, da, bă, da, da. Da, 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 da. Oricum, cred că vine timpul în care o să fie lux să ai mașina ta. Având în vedere motorina. Dar sunt mașini electrice, sunt alternative. Ce nu mai suportă detenția, să evadeze. Hibrid? Nu știu hibridurile aia cât consumă. Bă, pe aici să mă duc în stânga, ai? Vezi că tu ai banda închisă, man. Mamă, ce e aici, bă, să mă bată, mamă, bă. Aude ce e pe aici, bă, băiete, bă. Ța. O fi luat-o bine, mă? Hai, bă, că o luai bine, ce ai, ce ai, o luai bine. Podul ăștia să nu fie prea mici, bă. Să nu fie prea ascunde podurile astea. Și pe aici să iau un dreapta, ai? Hai de capul meu, bă. Ce-i pe aici, bă, uite, bă. Doamne. Pe aici în dreapta. Și după aia în față. Nu mai știu pe unde să mă iau acum. Mă pierdui. Mă pierdui, bă. Nu cred că făcui deloc bine ce făcui pe aici, în fine. Trebuie să mă încarci pe bani în dreapta ca să fac stânga aici. Om, pe aici trebuie că trebuia să intru eu. Că mi-a zis că aminte a trecut pe aici, am trecut pistul, un puș, după aia am făcut dreapta imediat. Deci fac stânga și după aia iar dreapta. Hai, 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 hai. De motori nu se mai aude nimica. Acu să culcări tot către stânga. Bipi, dă Doamne un bipi. 5 km de aici până acolo. Dacă nu și ajung acolo și nu găsesc nimic pe traseu, le spun la așa să mă ajute cu un bip, cu alimentarea, că nu pot. Nu pot! Mă dau bătut! Pentru că de ce eu mă duc și încerc să caut? Dar când e să intri acolo, ce intri? Unde intri? Înțelegi? Unde intri, că n-ai cum să intri cu 15-6. Dacă e 4 metri,
stai, ce faci? Îți sluji degetul ăsta, așa, îl iei și aici. Hai. S-a dat, s-a primit, acum. Hai că da, vezi, am aici, am cameră, mă. Am cameră de luat vederi. Cameră de luat vederi, coxule. Bă, mă luă și o foame, nu vă spun. Mă luă și o foame, cred că apă beau din cauza de foame, beau apă. Ați auzit chestia asta, bei apă de foame? Hă? Treci pe sub podul ăsta, fii atent aici. După aia faci dreapta încoa. Hai de capul meu. Ei, faci dreapta. Da, n-aveam voie pe ce, hai. Ei, și acum intri prin oraș pe aici, bă. Da, bă, da, că știu eu, știu pe aici. Și aici ai stop. Un fel de stop. Să nu vină ăștia din coa. Să te lovește. Să-ți dea în ochi. Aaa, da, am fost, bă, am fost pe aici. Și pe aici trece printr-o zonă de oraș, așa. Frumos, pitoresc. Treci printr-un oraș pitoresc, așa, și pe undeva faci dreapta, treci printre casele oamenilor. Și pe aia faci stânga. Trebuie pe galben, nu pe roșu, să nu spuneți, să nu vă aud. Să nu vă aud, fug galben. Fug galben, curat și luminat. Văd că e liniște mult prin oraș. Liniște tare. Ceea ce înseamnă că este bine. Bine că nu a apăsat și pe semafor și că trecuși liniștit, că stăm și noi pe verde liniștiți. Mai grav e când apese semaforul și după aia tot treci așa, știi? Că luăm și roșu și nu luăm roșu pentru nimic, cum ar veni. Lumea stă la terasă, bea, fumează vaping, uite, vaping-ul ăsta o să ajungă, o să rupă oameni în gură, bă. Bă, vaping-ul ăsta, bă, voi vedeți câte droguri legale avem, bă. De ce îți dă, mă, să fumezi? De ce îți dă, mă, să fumezi și îi spune că e legal, ha? De ce îți dă și vaping-ul ăsta legal și faci asta din el? Hă? De ce lasă? De ce lasă să comercializeze în halul ăla? Toată lumea să bage apă în plămân. Că apa e apă, aia e apă curată, mă. Vă spun. Aia ce bagi în plămân e apă curată, mă. Apă curată și luminată. Și tu o bagi, mă, oarcă așa în tine. Pentru că să încerci, fii atent dacă vă apați. Să tragi aer pe gură și să ai drum pe nas. Să vezi cum rămâne numai apă, îți rămâne pe nări. Curge apă pe nări. Ca să înțelegi ce intră în tine. Apă. Le faci apă la plămân. Steamex. Așa de la Menzies nu ne suportă. Așa nu, că așa sunt boieri. Ne-au cumpărat acum. Noi de la Bibi am fost cumpărați. De menzalăi. Bă, ce se întâmplă astăzi cu mine? Că mi se refuză fiecare salut. Bă, ăștia cred că sunt... S-au ghidit pe mine, mă. Bă, trei cred că s-au dat în vlogul ăsta și niciunul nu răspunsă, mă. Plus că și asta, că mă întâlnit cu ea aici la descărcare, zic că a întârziat 2 ore. Păi întrebai pe colegul posibil, dar voi chiar așteptați marfa asta? Nu. A, dacă nu, atunci... Atunci ce? A, hai că dacă nu. A? Da, trebuia să dea mail înainte. A, păi și voi așteptați? Nu. A. Și atunci? A, păi trebuia să ne anunțe. Hai că și-am biroului să-mi vârte capul ca la buvniță, bă. Ța. Îți dai seama că te... Stai acolo în birou, la taca, cu capul în calculat. Nu mai beau apă, bă, că beau apă de foame, bă. Păi eu beau apă de foame, mie mi-e foame, bă. Bine ar fi să fie aglomerația aceea unde ajung eu. Să stau vreo 15 minute ca să mănânc ceva. Păi să mă bag la descărcat. Că nu fac pauză acum, de ce? Că mi se setează tahograful. Și fac pauză mai târziu din ce cauză? Trebuie să-mi dea încărcare de aici. Știi? Și trag de program la maxim, că 15 minute mi-or da ăștia încărcarea. Ca și chestie. Că dacă ieri m-au întrebat că dacă dorm în cabină, s-ar putea ca astăzi să mă tot întindă cu programul și dacă ajung, dacă n-ajung, trimite pe cineva după mine sau vină așa de la agenție după mine, știi? Ca și chestie. Și
S-ar putea să dea o cărcare departe, așa că eu cu 30 de minute de condus care le-am, descarc, fac 15 minute pauză și mă și duc către încărcare, după aia stau și fac 30 minute pauză, mi se setează timpul de condus și numai bine am 4 ore jumate de acolo încolo. Și mă exploatez foarte bine la 4 ore jumate și mi-am încă 4 ore jumate și poate ajung. Și dacă cumva nu ajung, mai fac încă un 45 ca să ajung în garaj. Și așa ajung. Bă, văd un bipi în față. Oare ăsta o fi? Oare a ieșit soare? Ele din inori. Of, 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 of. Of, 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 of. Nu e prerupt plin de nori. Of, 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 of. Of, 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 of. A ieșit soarele din nori. Să închide banda aia. Da, din ce văd. Nu? Ba da, ba nu. Ai de bătrânul cum e de îmbrăcat de fain, mă. Uitați-vă numai la Bomaring e îmbrăcat. Mă, oare bibiul ăsta să fie mare sau să fie mic? Ăsta ar fi salvarea mea dacă ar fi bibiul ăsta mare aici. Mare la, mă refer la faptul că să am loc sub el să alimentez. Stai să vedem în primul rând cam pe ce parte e. E pe sensul meu sau nu e? Dăm zoom aici. E pe sensul meu. Informații îmi arată cât e de mare. Ia de punct intermediar. Dacă îi dăm punct intermediar, e pe partea mea, da? Hai bă, că uite, fac și cursuri în ceea ce reprezintă folosirea GPS-ului. Deci eu pe partea stângă, pe undeva, trebuie să am un BP în care, din ce îmi spune GPS-ul, aș fi... aș putea să intru liniștit din cauza faptului că eu am GPS-ul setat pe double decker. Double decker înseamnă 4 metri 80, ceva de genul. Știi? Ei, eu normal ar trebui ca să pot să intru liniștit în BP-ul ăla dacă GPS-ul mă lasă. Pentru că el se presupune că dacă ar vedea că PECO-ul este mai are garda mai joasă, să zic așa, decât camionul, mi-ar spune că e interzis și că lovesc și m-ar avertiza. Dar rămâne de văzut. Că ultimul care ia decizia eu sunt, ăla care practic verifică cu ochii, cu privirea, cu ager, verifică foarte ager. Uite, bă, aici un volvan. Are și scuturi pe oglinzi. Ăsta pleacă la război în Ucraina din cauza aia. Are și pe faruri sită din aia, o, să nu îi dea vreo tufă. Înțelegi? Ăla e, probabil nu lovim păduri, știi? Să nu lovească vreo creacă să-i spargă farul, gen. Sau vreo bucată de lemn mare. Că nu e sită din aia pentru pietre, de exemplu. E sită pentru o bucată de lemn mare care ar sări, știi? Ca să nu treacă prin sită aia. Să rup de foame, să o bată mama, dacă nu. Să rup de foame, căutai pe cea de mă spăr să-i, mă. Cum îi pune acolo la masă și îi face un videoclip din ăla cum se mănâncă pe tir, dacă nu încurge bala. Încurge bala din capul pieptului până în burtă jos. 600 de metri, 650 de metri pe stânga se află pe cu. Bă, dar acest ăsta microlicer nu mi-arată, mă, și mie mapă, nu mi-arată nimic. Ca să văd și eu dacă intru încolo în alea. Știi? Hai că poți! Verde. Hai, dă Doamne să prind verde. Dă Doamne să prind verde. Hai. Dați. Băgați-o să iau și-o verde la semaforul ăsta, bă. Hai. Dui. Așa îmi veneam din spate, prin Timișoara eram. Bă, băiete, și prinde aia galben din cum era asta în fața mea, dar aveam viteză mai mult decât acum, știi? Și prinde aia viteză, bă, băiete, bă. Și aia calcă frâna și o vin cu viteză din spate. Când se calcă eu frâna, n-am mai avea ce. Am călcat-o, dar nu s-a prins. Nu s-a prins, că era camionul foarte vechi și foarte terminat. Și altă ia, plong, direct, bum! Uite, bă, aici e, mă, BP-ul. Bă, oare intru aici să am loc aici? N-am loc aici, mă. Am loc aici, mă. Pe unde intrarea, mă? Dacă aș avea loc. Intrarea ar fi pe sus, pe aici. Dar trebuie să aibă pompă special pentru motorină, pentru camioane.
Are? N-are, 4,40 m. Dacă intru aici în benzină, ăștia nu mă ies. Nu mă ies să mă bată mama cine o mă ieși când intru aici. Nu mă ies. Hai că-l descoperi eu dacă e. Ta, de capul meu, bă, băiete, bă. Ta, de capul meu, bă, uite de și tu, bă. Nici aici nu putui să intru. Mama. Bă, verific acum și cât am, dacă 4,40, aș zic că ar trebui să intru la 4,40. Nu contează, 200 de lire iau și de acolo, de oriunde o fi. Cât îmi trebuie mie 200 de lire, nu cred că face nimeni figuri. Car cu sticla să mă bată mama dacă nu. Car cu sticla așa e. Car cu sticla, car e în gură, mă, pui în gură niște motorină și duci și bagi rezervuri, ce să poți să faci? Uite că se culca acu, bă, băiete, bă. Trecut de roșu, trecut pe partea alaltă. Doamne. Doamne, mâncați aștări pe aici aceea, în stânga. Și o să fie. Și o să fie aceea undeva în stânga. Dă-i, mă, gri aici și-a odată, că poate folosesc satelitarul ăsta și cu ăsta poate găsesc o benzinărie în care să pot să intru. Asta e numai pentru șoferii de pe companie, că ei au un cod care îl bagă aceea, să creează job un sistem. Aia e șmecheria. Să creează job un sistem și se duce chiar până în fața porții firmei. Sistemul ăsta o să-l găsiți la ASDA, dacă lucrați la ASDA și dacă băgați ASDA. Acolo l-am văzut eu prima oară și am văzut că tot mai multe companii încep să implementeze așa ceva. Inclusiv Downton are ceva de genul. Bă, fii atent că sunt foarte bătute drumurile astea pe aici. După cum vedeți, sunt urme, 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 ușurme. Și alte hurme. Eu, aia a fost bordura, ai? Lasă că nu sunt greu. Merge. Un kilometru aici sus, am mai fost aici. Aici dai de un sens de... Vai de mamă și de om. Dai de un sens, aici doare mintea ce ai. Hai de capul meu. Stai așa să mă urc aici pe bordură. Aia e. Dacă nu te urci, n-ai ce să faci. Trebuie să te urci pe bordură neapărat, bă. Steamex, man, te pup cu limba. Chiar dacă ești mai bătrânior așa, sper să ai dinți buni. Să nu mă tai în vreun colț cu limba mea ajeră. Ai limba ajeră, hai. Limba de bara bătrân, o limba în gură, o limba de aia faină, așa. Așa ne-am. Îi scoți numai bală de aia din gură, scoți mai bale, bale. Îți face bală pe limba ta, de la limba lui bătrân, de unde vezi. Mor. Mor. Păi, când te vede bătrânul, aleargă după tine, hai să ne mai bubăm cu limba, zice. Mor. Bă, cât de gunoi aruncă ăștia aici, bă, deci tu, lume needucată, bă. Ce să le faci, bă? Uite, bă, Kignaxia. E aceea Kignaxia, bă. L-a descărcat, dar ce se descarc și eu. Ăsta abia să băga aceea. Bată mama, dacă nu. Sau acum termină, acum termină, bă. Acum termină, numai bine o bag eu. Aici să mă întorc și să mă bag în locul ăla să descarc. Ca sigur și pleacă. Uite ce mașină acolo. A, e? Hai, dă-i. Nu
Da, are remi dacă te mergi pe bordură. Ce are? Sănătos să fii. Sănătos să fii, că cauciucuri mai fac ăștia. Man, dacă tu ieși acum, eu m-am băgat. Ce ai? Dacă tu ieși acum, eu m-am băgat. Dar ieși tu acum sau când ieși? Hai că-și pută centura, mă. Da, mă, și ia acum. Mă, și veneam foarte bine după partea aia, dacă steam eu pe partea asta cu ea. Îl băgam după partea mea. Da, hai. Hai că mă duc în coape bordură. Cred că-i 12 ăștia au pauză, bă. E 1, da. S-ar putea să aibă pauză. Da, să aibă pauză. Să-l bag aici, dacă au pauză, au pauză. Ia. Hai ușor. Ușor, pui ușor. Hai ușor. Ușor, 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 pui ușor, pui ușor. Rupse toate bordurile aici ale nenorocii. Le zăpăci de viață toate bordurile apelare la mine. În videoclipul toate bordurile, toată scoția asta, toate bordurile sunt pe cauciucurile mele. Aici am, aici rămâne. Bă, mă zic bătut, bă. Mă zic bătut cu motorina, bă. Acum sper să ajung acolo. Sper să ajung acolo să alimentez. Dumnezeu cu vila. Ia, 11 mile. 11 mile. Hai, aici trecui eu. Deschizi non-stop. Să vă să fie trecut pe aici eu. Ia să bag postcodul. Ce postcod are, bă? De cap, bă. G71, 71, 8, B, G. G71, 8, B, G. 25 de kilometri. Am ajuns 25 de km cu motorina care am, sigur. Să vă spun ce cadou primit de ziua mea? Hai să vă arăt. Oh, maica sfântă! Fiți atenți, ai știți, mai cadou de ziua mea, print out. 24 de ore asta. O jumătate de oră condus peste 4 ore jumate. Cadou de ziua mea să mă bată mama! Bă, ziua mea, asta... Na, cum mi-am petrecut ziua mea, boys? Ăsta e vlog. Așa mi-am petrecut ziua mea când am făcut 28 de ani pe pământ. Exact cât dui peste om. Stai că nu mi se alege. 5 ore și 2 minute. Fai de capul meu. 4 ore jumate, 32 de minute dui peste. Mi se încurcă GPS-ul, loc pe câmp. Ajuns într-o benzinărie, nu știu dacă merge. Mă trimiseră ăștia aici, a? Ajunsem într-o benzinărie, nu știu dacă merge cardul să alimentez. Bă, deci așa arată ziua mea, boys, dacă vă întrebați. Ăsta e cadou pe care îl primi. 32 de minute de peste program. Mată mama, dacă nu știu dacă e sau de plâns. Dar nu mai iau un calcul, mă, lasă una caldă, una rece. Dă-mă înainte sau mată mama, dacă nu. Stai să scriu pe asta, îi spun no parking, Glasgow, Central Area și ce mai scriu pe ce așa. Mă încurcă mi logo să ai GPS, bă, că trebuia să dau 15 minute, că mai trebuia să dau peste program. Ca prostul plecai entuziasmat de la descărcare. Nu ieși pe strada să fac pauză. Tot ca să nu fac para prostului. În fine. Cazul care v-a plăcut vlogul de azi, dați și voi un follow pe Insta, pe pagina de Facebook Adrian Cox, inclusiv pe TikTok în cazul în care vreți. Vă pup și vă doresc o zi minunată, nu ca asta mea. Bă, ce zi de naștere am auzit la 28 de ani. Stimă.